Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Scandal la serviciul public de regim permise Auto Giurgiu. Instituția a fost la un pas de a fi mutată la București după ce câteva zile a avut curentul tăiat. Motivele acestei situații sunt încă neclare, iar cei care au venit să dea de permis s-au revoltat. Vestea care umblă de câteva zile prin Giurgiu, cum că serviciul de eliberări permise auto se va muta la București, nu a făcut decât să-i îngrijoreze pe giurgiuveni. Clădirea care găzduiește acest serviciu este proprietatea lui Ionel Toma, fostul director al ACR Giurgiu. Acesta susține că nu pretinde de la chiriașul său niciun fel de drepturi bănești, ci vrea doar ca prefectura să plătească utilitățile. Toate aceste neînțelegeri nu au făcut decât să îngreuneze situația giurgiuvenilor care au apelat astăzi la acest serviciu. Cu toții au avut aceea surpriză. Angajații de la eliberări permise i-au întâmpinat doar cu un simplu ridicat din umeri pentru că nimic nu mai funcționa prin birouri, curentul fiind tăiat. La ușa instituției, oamenii nemulțumiți au trecut de la indignare la isterie. Nu am nicio părere de ce avem bani noi la București și plecăm la București. Eu oameni amărâți, am pensie 3 milioane jumate, sunt bolnavă. Unde mă duc eu cu copilul la București? Ieri m-am dus cu ea la traseu, a stat 4 ore, a tremurat de frig. Și a căzut buletinul jos și l-am pierdut. Am zgârmat, uite așa, în zăpadă. Acum am venit să o scriu pentru luni. Acum spune că luni nu știe că a să mute la București. Ce cătăm noi la București? Că i-am ales, mare nevoie de noi, 4 ani de zile, dar cum o să fim noi? Nici nu să nu mai iasă la vot, să mai voteze, că își bate joc de noi. Poliția, circulație, servicii și circulație l-au fost preluată în prefectură. Am înțeles. Prefectura înseamnă că nu și-a plătit datoriile pentru oamenii ăștia. Și atunci cine trebuie? De ce avem aleși acolo? Să-și facă datoria, să plătească. Prefectura sau cum putem să mergem noi la București? Toată lumea, Giurgiu să meargă la București să-și ia un act. Nu e omenește. Plătim taxe la, mergem la impozite și taxe, plătim taxe la Giurgiu și mergem cu taxele la București să luăm permisul. Sau ce avem de luat talonul mașinii? Nu se poate. Nu se poate. Să facă dumnealor aia care nu plătesc, să meargă acolo să facă. Am fost să dăm traseu și n-a venit nici autobuz, nimic, avem domnul instructor cu mașina și zice nu să dă traseu, să venim la total grup aici să întrebăm, că se mut birourile, se mut toate. Astăzi, prefectul de Giurgiu, Nina Carmen Crișu, a încercat să găsească o soluție în acest caz și o comisie a lucrat la prefectură de dimineață până după amiaza. În cele din urmă, am primit la redacție un comunicat de presă prin care suntem anunțați că provizorul s-a găsit o soluție și că serviciul eliberări permise rămâne la Giurgiu. Motivul invocat de prefectură cu privire la cauza celor întâmplate depășește însă realitatea. Conform prefecturii, cauza tuturor problemelor ar fi o defecțiune tehnică majoră. Fără comentarii. 13 decembrie a fost o zi neagră la Giurgiu. 3 persoane, printre care și o adolescentă de 11 ani, și-au pus capăt zilelor. Este o situație fără precedent pentru orașul nostru, mai ales că motivele care au făcut pe cei 3 să se sinucidă rămân un mister. Se spune că 13 este o zi cu ghinion, dar la Giurgiu 13 decembrie a fost o dată fatidică. 3 persoane au ales să-și pună capăt vieții. O fată de 11 ani, o femeie de 70 și un bărbat de 57 de ani și-au încheiat socotelile cu viața în 3 moduri diferite. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată la noi în oraș. Motivele pentru care au recurs la gestul disperat rămân deocamdată un mister pentru toată lumea. În ultimele 24 de ore, ofițerul de serviciu de la Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu a fost sesizat cu privire la 3 persoane decedate. Din primele cercetări, reiese că în toate cele 3 cazuri este vorba despre suicid. O femeie de 70 de ani s-a aruncat de la fereastra salonului unde era internată, un bărbat de 57 de ani a fost găsit spânzurat în locuință, o tânără, o minoră de 11 ani, s-a aruncat de la fereastra locuinței. În România, rata sinuciderilor a crescut din cauza crizei sau a depresiei. Numai că atunci când vine vorba de un copil de numai 11 ani care a ales să moară, greu se găsesc explicații. Tragedia face că 3 familii își plâng morții, un oraș mic cum e Giurgiu este în doliu, iar data de 13 decembrie rămâne bifată cu negru în calendar. Visul de a avea o casă este aproape nerealizabil pentru un tânăr din ziua de azi. O soluție ar fi o locuință ANL. Chiar și așa, tinerii sunt nevoiți să aștepte o perioadă foarte lungă. În acest an, moșul pare a fi ceva mai generos, pentru că o parte din giurgiuvenii care își doresc o casă o vor primi de Crăciun.
casa muldorită, la asta visează orice tânăr din ziua de azi. După așteptări de ani, 55 de familii se vor muta în casă nouă până de Crăciun. Astăzi a fost ultima zi în care s-au făcut retușuri la blocurile ANL din zona Obor. Comisia formată dintr-un viceprimar, doi consilieri și funcționari ai primăriei a validat 400 de cereri, alte 100 fiind expirate. Primul beneficiar a acumulat 77 de puncte, iar ultimul din listă 53. Cei care doresc să obțină o astfel de locuință se pot informa despre condițiile care se impun în acest caz, cât și ce punctaj obțin pe site-ul primăriei. Zilele trecute, comisia, deci luni, marți și miercuri, comisia pentru verificarea dosarelor a funcționat în cadrul primăriei. Să știți că a fost o comisie din 7, 8, 9 persoane. Ei și-au desfășurat activitatea în sala de consiliu și chiar au muncit de la 10 și până pe la 1, 1 jumate în fiecare zi. Fiecare membru al comisiei a luat dosarul. Deci nu a luat o situație, nu a luat, eu știu, niște date puse la dispoziție și cu alea au mers mai departe. Nu. Au luat dosar cu dosar. Pe baza grilei din hotărârea de guvern au făcut, fiecare membru și-a făcut punctajul, doresc să dau aceste locuințe ANL strict conform legii. 120 de astfel de locuințe se vor da în folosință în vara anului viitor pe strada Portului. Patru giurgiuveni cu situație materială extrem de precară sunt găzduiți la centrul de primire în regim de urgență a persoanelor defavorizate. Trei dintre ei au locuință, dar nu se pot întreține, iar cea de-a patrulea are dizabilități. Centrul s-a redeschis de puțin timp, iar cei care au probleme pot fi găzduiți aici în condiții bune. Condiții bune la centrul de primire în regim de urgență al persoanelor defavorizate. Redeschis de puțină vreme de către Direcția de Asistență Socială Giurgiu, acesta poate hrăni și caza persoane fizice cu probleme, indiferent de vârstă. La momentul actual, patru persoane și-au găsit adăpostul aici pentru o perioadă de 3 luni. În prezent, în centru există 4 persoane. 3 dintre acestea au locuință, dar nu-și pot folosi locuința întrucât nu au mijloace materiale, nu au și financiare pentru întreținere. A patra persoană este o persoană cu dizabilități, cu un venit de 234 de lei. Pe perioada de vară locuiește cu chirie, iar întrucât în perioada de iarnă cheltuielile cu întreținerea sunt mai mari, a solicitat găzduirea în centrul nostru. O asistență medicală de primă necesitate este de asemenea asigurată în centru. Cu locuințe pe care nu și le pot folosi, ori fără, sau în situația de a nu se putea întreține, nepăstuiții soartei își pot prelungi în mod excepțional cu încă 3 luni șederea în vacanța de năpastă. Elevii școlii generale numărul 8 se confruntă de ani de zile cu o situație care le pune viața în pericol. Strada din fața unității școlare este sufocată de mașini, de aici și teama copiilor care vin și pleacă de la școală însoțiți de părinți, evident, de către cei care nu au mașină. De ani de zile, fiecare oră la care copiii școlii numărul 8 din Giurgiu intră sau ies de la orele de curs sunt un adevărat calvar. Un haos total care nu face decât să le pună viața în pericol. Dacă pe lângă celelalte școli trec șosele cu două benzi, școala 8 se află între blocuri, înconjurată numai de străduțe înguste și aglomerate. Zeci de mașini cu care giurgiuvenii își aduc copiii la școală se înghesuie din ambele sensuri de mers. Astfel se ajunge în punctul în care o mașină este nevoită să meargă cu spatele și să facă loc celei din sens opus. Din mașinile parcate pe trotuar sau pe stradă, șoferii parcă îi sfidează pe micuții care se strecoară printre obstacole lipiți de gard sau se feresc să nu-i calce vreo mașină. Ți-e frică să circul pe aici? Da. De ce? Că sunt mașini. Și ce faci când vezi atâtea mașini? Mi-e frică. Nu e bine. De ce? Am fi vrut să fie mașinile să fie parcate în locuri autorizate și să nu fie pe trotuar. Mulți părinți țin să-și debarce odorul chiar la poarta școlii, fără să le pese că minute în șir blochează circulația. Alții mai șmecheri pot mai mult de atât. Să se intre taxiul și aici până la ușe. Da, a intrat Adineu înainte să veniți dumneavoastră. Da. Prea, să aștepte la colț, să aștepte undeva. Pe cine a luat taxi? Pe cine a luat? A dus o fată mai mare, de la 5 la 8. Cam multe mașini parcate aiurea. Ar trebui să facă ceva cu parcarea asta aici, să nu se mai facă aglomerația asta. Foarte greu
se îngrămădesc cu mașinile dacă ar putea să intre în școală. Foarte prost, vă spun sincer. Să fie puse semne de circulație, orile respective care copiii ies dinăuntru și intră în școală, să fie interzise. Părinții fără mașini sunt supărați și revoltați, căci se tem pentru copiii lor. Se văd obligați, fie că pot sau nu, să vină în fiecare zi să ia pe cei mici de la școală, să nu cadă victima vreunui șofer grăbit. Autoritățile au și ele punctul lor de vedere. Trebuie să mai avem puțină răbdare, pentru că orice zonă de conflict, așa cum o numim noi, și acea zonă este o zonă de conflict, și mă refer aici la faptul că lipsesc locurile de parcare, trecerile de pietoni, străzile sunt destul de îngustate. Împreună cu administrația locală, noi am constituit o comisie din care fac parte cei de la administrația locală și poliție. A fost evaluată acea situație, urmează ca într-o perioadă imediat următoare ori să fie modernizată, ori să punem anumite restricții de circulație în acea zonă pentru a intra cât de cât în normalitate. Eu bănuiesc că la momentul în care a fost conceput să fie construită acea unitate de învățământ acolo, nu s-a avut în vedere aceste aspecte. Răbdare mai avem, dar până când? Pentru remedierea situației se impun măsuri urgente, căci nu vrem să auzim de vreo victimă a neatenției sau nepăsării. Se zice că atunci când te grăbești nu-ți iese mai nimic, iar atunci când lucrurile par simple e loc destul pentru a se complica. Astăzi, rubrica Inima Târgului ne vorbește exact despre asemenea situații și nu numai. Salutare, națiune, și bonjour, oriunde te-ai afla. Astăzi discutăm despre o zicere mai veche a românului, aia cu statul în drum din cauza unei șaibe. Așa că ține-te bine, onorată națiune, că începem. Cum ziceam, chestiunea începe chiar la finanțele noastre publice, unde românul nostru contribuabil are și el nevoie de un amărât de timbru de 2 lei. Funcționarea responsabilă cu amărâtul de timbru se caută în propria poșetă, dar nu găsește mărunțiș să dea restul, e prea de dimineață. Așa că îl îndreaptă pe onorabilul nostru contribuabil spre trezorerie, care va să zică fuguța la trezorerie, cu băgare de seamă că acu se face seară. La trezoreria județului treaba merge la fel. Funcționarea se caută în propria poșetă, mai întreabă vreo 3 colege, care nici ele nu au mărunțiși prin propriile poșete, și se declară de-a dreptul încurcate. Românul nostru contribuabil și-aduce aminte de altă zicală, aia cum că-ți vine să-ți bați copiii. Mai întreabă în dreapta, în stânga, în sus și în jos, și până la urmă transferă afacerea în contul său propriu, renunțând la serviciile trezoreriei. Care va să zică fuguța de la finanțe și trezorerie spre mediul privat, salvarea fiind la gogoșerie. Aici are și covriș și gogoși și are și mărunțiș. Ura și la gară, dar o întrebare totuși rămâne. Ce ne făceam dacă era închis la gogoșerie? Mai rămânea probabil soluția să mergem la Banca Națională. Vorba unui prieten de-al meu, contribuabil și el. E, nu e așa simplu cu trezoreria asta. Ce să facem? Kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio. They play shit like, you know. Gata cu fumatul în parcuri, taxiuri și în mașinile de servici. Măsura a fost adoptată de Comisia Europeană și intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013. De la 1 ianuarie intră în vigoare o nouă lege europeană. Aceasta interzice fumatul în orice spațiu închis folosit în comun, mall-uri, cofetării, expoziții plus toate mijloacele de transport în comun, mașini de serviciu, ambulanțe și taxiuri. Taximetriștii giurgiuveni agrează această măsură. Foarte bine. E o idee foarte bună. De fapt, nu ar trebui să fumeze în mașină. În momentul când ți-a intrat un client în mașină, inima se zice că ai transportat câini, nu persoane. E foarte bine. Eu nu mai fumez de 10 ani. Și e foarte bine că nu mai fumez. E bine și pentru ceilalți, în primul rând pentru sănătatea lor și economia de bani. Acceptați ca clienții să fumeze? Nu știu ce să zic. Sunt unii care nu se suie dacă nu fumează. Deci sunt înrăiți și unii se suie, unii nu. Întreabă de la început. Dacă așa este legea, așa vom face. Nu mai fumăm. Asta este. Ce să facem? Ne conformăm. Dacă nu ne conformăm, luăm amenzi. Dumneavoastră acceptați clienți care fumează? Acceptăm. Că altfel nu mai se urcă, te întreabă dacă lași cu țigara, dacă nu mai se duce în altă mașină, că sunt atâtea mașini.
Se va mai putea fuma în cluburi, baruri, discoteci, cantine și restaurante. Dar dacă administratorul alege această variantă, trebuie să nu mai permită accesul persoanelor sub 18 ani. De asemenea, patronii de restaurante care vor să așeze scrumiere pe mese vor fi nevoiți să interzică accesul minorilor în încăperi. Legea interzice fumatul în toate locurile de joacă, inclusiv în cele deschise și în parcuri. Giurgiuvenii sunt întru totul de acord cu aceste reglementări. Da, e un lucru foarte bun, mai ales în spații pentru copii, amenajate special pentru copii. Că ei inhalează tot fumul de țigară și nu e ok. Cine vrea să fumeze, să-și găsească în altă parte. Mi se pare corect. Și chiar aș mai veni cu o propunere să nu se mai mănânce nici semințe prin parcuri. Pentru că nu poți să ieși cu copilul să te joci și e covor de semințe. E foarte bine. Mi se pare o măsură bună? Da. Foarte bine. Măsura adoptată de către Comisia Europeană vizează toate țările din comunitate. Încălcarea acestei legi presupune amenzi care se ridică până la 5.000 de lei. În prezent, în România, fumatul este interzis în mall-uri, hipermarketuri, mijloace de transport în comun, spitale și școli. Duminică, în parcul Mihai Viteazu, giurgiuvenii sunt invitați și așteptați la un spectacol deosebit care va culmina cu un concert susținut de Tică Lumânare. Artistul giurgiuvean este stabilit de câțiva ani în capitală, dar se întoarce acasă de fiecare dată cu plăcere, mai ales pentru a le cânta giurgiuvenilor. Deși este foarte ocupat cu pregătirea unui nou repertoriu cu cântece și colinde de iarnă, Tică Lumânare este acum la telefon. Bună seara, Tică! Bună seara! TV Giurgiu, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Spune-ne, știu că nu ai mai cântat de mult în Giurgiu. Ce le pregătești giurgiuvenilor? Păi, dacă toți suntem în perioada sărbătorilor, cred că cel mai nimerit ar fi un concert de colinde. Și pentru asta, duminică, ne vom întâlni, bănuiesc, cu foarte mulți giurgiuveni în parcul Mihai Viteazu, de la ora 4:30, cam așa cred că o să putem începe. Și este un spectacol organizat de Primăria Giurgiu prin Casa de Cultură Ion Binea și invit toți giurgiuvenii să fie alături de mine și de cei care vor fi pe scenă pentru o seară, așa cum am văzut după pozele făcute acolo în parc, o seară superbă. Ce le vei cânta giurgiuvenilor? În primul rând, colindele noastre, colindele mele și ale grupului Karma, care se găsește și pe albumul nostru din 95, Sfinte Cântece Înghețate. Apoi colinde mai noi, făcute între timp în ultimii ani. Și bineînțeles, cântece de iarnă și colinde pe care ei deja le știu de la televizor, de la alți colindători. Eu sper că o să putem face un fel de dialog în comun. De regulă îmi place ca publicul să cânte împreună cu mine și sunt sigur că și în Giurgiu se poate realiza acest lucru. Pentru că nu te vedem foarte des la Giurgiu, dacă poți să ne spui ce ai mai pregătit în ultimul timp? Pregătești un album sau melodii noi? Da, bineînțeles. Anul trecut am ieșit pe radiouri cu o piesă care s-a difuzat foarte bine și este foarte cerută. Am cântat-o și la Giurgiu cu diferite ocazii, se numește Balada Prostului. Iar acum lucrez la un album care probabil va ieși în cursul anului viitor, un album care va cuprinde doar balade. Balada Prostului este doar probabil capătul de serie. Am deja în lucru și alte balade. În orice caz, fiecare va avea o temă anume. Și pe lângă aceasta, bineînțeles, și acum voi lansa duminică un cântec special, sper să fie adoptat ca imnul orașului Giurgiu, piesa se numește Orașul meu și va fi cântată în prima audiție duminică la concert, așa că cine vrea să audă și probabil noul imn al orașului Giurgiu, cu atât mai mult va trebui să fie duminică seară în fața scenei. Și totodată, duminică, vei fi prezent la TV Giurgiu. Bineînțeles, de la ora 12 am fost invitat de prietenul și colegul nostru, Gelu Brebenel, la o emisiune în direct cu colegul meu și prietenul meu, Vasile Toma. Cred că va fi o emisiune de o oră în care, sigur, ne vom simți extraordinar împreună. Te așteptăm cu drag și sper să ai cât mai mult spectacol la concerte. Îți mulțumim și te așteptăm duminică. Mulțumesc și eu și pentru invitație și pentru telefon și toate cele bune. Sper să ne vedem în număr cât mai mare duminică la spectacol. Cu siguranță îți mulțumim.
Noi mergem mai departe. Peste 200.000 de lei, aceasta este suma care a suplimentat fondurile necesare plății drepturilor persoanelor cu handicap grav. După ce a ajuns la zi, achitând sumele pe octombrie și noiembrie, Direcția de Asistență Socială Giurgiu poate face plățile și pe luna decembrie. După ce Direcția de Asistență Socială Giurgiu a plătit sumele restante pe lunile octombrie și noiembrie, persoanele cu handicap grav se pot bucura de drepturile bănești aferente lui decembrie 2012. Sumele datorate persoanelor cu grave dizabilități se încasează strict de acestea, pentru că în ultima lună a anului, cetățenii care asistă această categorie a oamenilor cu probleme sunt în concediu. În luna decembrie, asistențe personale ai persoanelor cu handicap grav beneficiază de concediu de odihnă pe anul 2012. Pe perioada concediului de odihnă, persoanele cu handicap grav primesc o indemnizație. Astfel, bugetul a fost suplimentat cu 214.000 lei, sumă care, din care se va plăti această indemnizație persoanelor cu handicap grav. Suplimentarea fondurilor necesare plății drepturilor pe luna decembrie poate aduce un strop de speranță în sufletul celor cu necazuri prelungite în timp. Cum iarna aceasta nu-i prea blândă, iar sărbătorile se apropie, drepturile persoanelor cu grave dizabilități se pot constitui în niște bani albi pentru zile negre. 50 de ani de performanță, succes, onoare și tradiție. Școala Generală numărul 4 Mihai Eminescu a celebrat azi jumătate de secol de activitate printr-un eveniment organizat la sediul Instituției de Învățământ. Au fost prezenți foști și actual profesori, directori și elevi. Ajuns la cumpăna unei jumătăți de secol de existență a școlii Mihai Eminescu, colectivul actual al cadrelor didactice a marcat acest eveniment în incinta unității școlare. Acțiunea a debutat cu o slujbă prin care s-a sfințit placa memorială situată pe holul de onoare al școlii. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. La sărbătoarea prilejuită de semicentenarul Școlii Generale Mihai Eminescu au luat parte foști și actuali elevi, profesori, directori și reprezentanți ai comunității locale. Avem la mine fostul director, minunatul profesor Emilian Cristea, cel care a fost prima cărămidă la școala aceasta. Și îmi spunea așa, m-aș dori ca cineva să încumete, să scrie despre trecutul acestei școli și cât atât cât se va putea să ducă mai departe tot ceea ce noi am întreprins. Astăzi, prin strădania a două cadre didactice, a întregului colectiv al părinților și elevilor, se păptuiește această dorință a celui ce a fost, Emilian Cristea. Cei prezenți au vizitat apoi sălile de curs ale școlii și au depănat amintiri. Evenimentul a fost pe placul tuturor, fiind posibil și cu sprijinul primăriei Giurgiu. Totdeauna prezența într-o unitate de învățământ, într-o școală, îți creează sau îți dă aceleași emoții care le-ai avut în prima zi când ai intrat la școală. Timid, așa cu speranță că intri într-un spațiu care ai tânjit, bucuria unui copil care și-aș cumpără prima dată ghiozdanul și abia așteaptă să-i dea câteva cărți, să vadă ce fac ceilalți mai mari. Nu puteam să organizăm acest eveniment fără ajutorul primăriei, al Consiliului Local, personal al domnului primar, Nicolae Barbu. A fost ideea celor mai vechi profesori din această școală, domnul profesor Dr. Dumitrescu și doamna profesoară Andrei Mariana. Pentru ca amintirea celor 50 de ani de istorie a Instituției de Învățământ să dăinuie, profesorul Dr. Gheorghe Dumitrescu a publicat în acest an o monografie a școlii. Deținutul de la Giurgiu, care a amenințat-o pe judecătoarea Spazia Cojocaru, a fost trimis în judecată. Acesta este acuzat de ultraj după ce a trimis Curții Constituționale un mesaj de amenințare cu moarte. Procurorii au finalizat cercetările în urma plângerii formulate de judecătorul Curții Constituționale Aspazia Cojocaru. Aceasta a fost amenințată în luna iulie 2012 de deținutul Nicu Pârlițeanu, închis la penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Inculpatul a trimis o scrisoare din detenție pe adresa Curții Constituționale în care o amenință cu moartea pe Aspazia Cojocaru, amenințarea fiind făcută în legătură cu calitatea funcției deținute de victimă. Inițial, judecătorul a fost amenințat cu moartea acasă prin interfon, chiar înainte
înainte de emiterea avizului pentru validarea referendumului împotriva președintelui Traian Băsescu. Aspazia Cojocaru a depus o plângere la parchetul general, iar procurorii au decis să-l pună sub acuzare pe deținutul Nicu Pârlițeanu pentru infracțiunea de ultraj. Deținutul este încarcerat la penitenciarul Giurgiu și este condamnat pentru omor deosebit de grav cu o pedeapsă de 19 ani. Săptămâna de lucru este în final. Giurgiuvenii se pregătesc pentru weekend, iar atenția majorității se îndreaptă spre recreere și odihnă. Instituțiile culturale fac ce pot pentru a veni în întâmpinarea publicului doritor. Fosta atracție a cinefililor este acum pustie. Din panoul arborat pe fațada vechii clădiri a cinematografului, marele actor Al Pacino ne transmite din privire și gestică resemnare și neputință, sugerând o altă locație, parcă. Centrul Cultural Ionville. Aici oferta este actualizată la noile cerințe. Cel mai puțin adaptați dintre noi se pot antrena temeinic. Cine scapă teafăr, dobândește automat o atenție sporită. Mai bine nu riscăm. Cititul unei cărți bune în fotolul de acasă e o acțiune mult mai puțin riscantă. Cele două librării din oraș așteaptă cititorii care nu se înghesuie. Scump, domnule, scump. O integramă e mai la îndemână. E mult mai ieftin și antrenează mintea. În aceste condiții, coafatul sau chiar smulsul podoabei capilare poate fi o întelenicire recreativă. Sau poate nu? Punem punct știrilor cu pastila zilei. Defecțiuni tehnice, bâlbe ale autorităților, năpăstuiți ai sorții, sinucideri în lanț, deținuți puși pe rele în spatele gratilor, ambuteiaje și alte vești triste. Nu împușcați mesagerul pentru că lucrăm cu materialul clientului. Nu facem altceva decât să prezentăm realitatea așa cum este ea și să ne dorim, urându-vă un weekend așa cum meritați. Rămâneți cu noi imediat după jurnal, puteți urmări o ediție specială. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc un weekend excelent!